ziua, stimați participanți, stimați parteneri, stimați antreprenori, parteneri de dezvoltare. Sunt Liliana Busuioc de la Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova. După cum ați văzut, noi astăzi avem un eveniment extrem de important. Din luna și până în prezent, luni, suntem în procesul de implementare a unui proiect finanțat de Biroul de Cooperare al Elveției și se numește Dezvoltarea Ecosistemului IMM-urilor în Republica Moldova. În cadrul acestui proiect, cel mai important obiectiv a fost să lansăm un ghid al întreprinderilor mici din Republica Moldova, un ghid unic, un ghid care se diferențiază din ceea ce a fost creat până acum, și anume că este un ghid foarte practic, scris mai mult de antreprenori pentru antreprenori, pe de o parte, pe de altă parte este destinat tuturor organizațiilor de suport și organizațiilor care se ocupă cu educația antreprenorilor, pentru ca să servească un suport și o foaie de parcurs pentru toți cei care vor să se lanseze în calea antreprenoriatului, care vor să-și lanseze o afacere sau se află în primii 3 ani de activitate. În cadrul acestui proiect, de asemenea, vom promova acest ghid și îl vom distribui tuturor organizațiilor de suport, precum sunt incubatoarele de afaceri, business hub-urile din regiune. Ne bazăm foarte mult în acest sens pe partenerii noștri, cum este Organizația de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii, și pe această cale o salut pe doamna Costin, apreciem foarte mult că dumneavoastră s-a alăturat. Salut organizația People in Need, care este Silvia Bicingo, și iarăși vă mulțumim foarte mult că v-ați alăturat. Avem foarte mulți participanți de la regiuni, de la incubatoarele de afaceri și de la business hub-uri, precum și de la școli profesionale și instituții de învățământ. Deci formatul evenimentului nostru de astăzi, din punct de vedere logistic și organizatoric, va dura aproximativ o oră. Noi am atașat agenda evenimentului la toți cei care au fost invitați. Vom oferi cuvântul Cristinei Cojocaru, care este coordonatoare de program în cadrul Biroului de Cooperare al Elveției și este coordonatoare de program pe dezvoltarea economică și ocuparea forței de muncă. Și, Cristina, vrem să-ți oferim cuvântul să ne spui despre Biroul de Cooperare al Elveției, ce face pe domeniul dezvoltării economice și a forței de muncă și de ce ați ales să susțineți acest proiect și elaborarea acestui ghid. Mulțumesc, Cristina! Bună ziua! Vă salut în numele Biroului de Cooperare al Elveției în Moldova. Guvernul Elveției are un program strategie de cooperare cu Moldova care este revizuit în fiecare 4 ani. Ori anul acesta aniversăm 20 de ani de cooperare în scopul dezvoltării țării. Anterior, Elveția era cunoscută pentru suportul acordat Moldovei în așa domenii ca sănătatea publică, aprovizionarea cu apă și sanitație. Ori din 2018, unul din domeniile noi de cooperare este dezvoltarea economică. Prin aceasta urmărim să susținem dezvoltarea unui climat de afaceri mai bun, un acces sporit la personal calificat și la finanțare accesibilă, cât și acces la cunoștințe și servicii îmbunătățite pentru dezvoltarea afacerilor. Ne dorim ca companiile să-și crească performanța afacerilor și să devină mai competitive, să crească, contribuind la oportunități îmbunătățite pentru populația țării, adică joburi mai bune și un venit mai mare. Suntem îndeosebi dornici să susținem dezvoltarea companiilor mici și micro. De aceea salutăm ghidul produs de AIM. L-am frunzărit și cred că este un produs holistic. El va fi într-adevăr util atât pentru cei care se gândesc să deschidă o afacere nouă, cât și pentru cei care doresc să-și lărgească cunoștințele pentru o mai bună performanță a companiei pe care o dețin. În viziunea mea este foarte binevenit faptul că acesta este accesibil în 3 limbi, în română și rusă pentru vorbitorii de diferite limbi din Moldova, dar și în engleză, ceea ce va ajuta potențialii investitori care se gândesc să susțină o afacere în Moldova, să deschidă, să înceapă activitatea aici, să decidă cum să acționeze și cum să investească, ce să facă. Bucură ne spus și faptul că ghidul va fi ajustat, regulat și că este disponibil online, în format digital, pentru oricine care dorește să-l descarce.
Vă mulțumesc foarte mult, AIM, vă doresc succes vouă și tuturor celor care activează în sectorul privat, cei care se gândesc să deschidă afacere, care doresc să o îmbunătățească. Eu personal sunt foarte bucuroasă de acest ghid și am să-l citesc chiar în detaliu. Mersi foarte mult! Vă mulțumesc foarte frumos, Cristina. Ați vorbit practic toate aturile ghidului, practic ați făcut o prezentare generală înainte ca să începem noi prezentarea propriu-zis. Vă mulțumesc foarte frumos pentru intervenție și vreau să-i ofer cuvântul lui David Smith, care este președintele AIM și este editor principal al acestui ghid. David, please take the floor. David va vorbi în engleză, eu voi traduce în paralel. Good morning, Liliana, and everybody. Thanks for joining us today. Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc pentru că v-ați alăturat. So, in AIM, as we approached this guide, we started from the idea that every business is different and unique. Deci, la AIM, când am abordat ideea acestui ghid, am luat în considerație faptul că fiecare business este diferit și unic. There are no single one-size solutions for every company. And so we decided. Nu există o soluție unică pentru toate companiile sau pentru fiecare companie în parte. And so our goal is to present the best information and latest techniques to companies, whether they are just starting or they're already growing. Și scopul nostru este de a prezenta cele mai bune soluții și cele mai bune tehnici pentru companiile care se lansează sau care activează. So our book is split into two parts. Deci ghidul nostru este separat, este distribuit în două părți. The first part are called Moldova Business Primers, and they are introductions to key aspects of doing business in Moldova. Prima sunt introducere în afaceri și reprezintă informația cheie despre cum să faci afaceri în Moldova. So this includes taxes, regulation, company registration, and things like that. Aceasta include informații despre taxe, cadrul de reglementare, tipurile de înregistrare a companiilor și informații de genul respectiv. So in all of these areas, we don't seek to present an in-depth guide. În toate aceste domenii, nu am urmărit scopul de a prezenta informație foarte aprofundată. We don't want to train somebody to be an accountant. We want to teach a business person how to talk to their accountant. Noi nu avem scopul de a învăța oamenii sau antreprenorii să devină contabili, dar scopul nostru este de a învăța antreprenorii cum să discute cu contabilii săi. In our second book, we are presenting business tools. În a doua parte a ghidului, noi prezentăm instrumente pentru business. These include tools in brainstorming, idea creation, and business planning. Acestea conține instrumente pentru planificarea în afaceri, brainstorming și gestionarea afacerii. So these are some of the latest business planning techniques from around the world, and they're very applicable in Moldova, but they're useful anywhere. Acestea sunt ultimele tehnici care sunt aplicabile la moment în lume, dar sunt la fel de bine pot fi aplicate și în Republica Moldova. Through both books in our guide, one very important point is this guide is not a curriculum. Cel mai important lucru de menționat este că acest ghid nu este o curriculă, nu este un manual. Yeah, not every company will need every part of this book, and almost no company will want to follow it from page one to the end. Și practic nicio companie nu va avea nevoie de tot materialul integral din ghid, pe de o parte, pe de altă parte, foarte posibil că nicio companie nu va avea nevoie de toată informația să o citească cap-coadă, de la început și până la sfârșit. But we believe that there are many useful aspects for every company in every sphere here. Dar noi credem că există aspecte practice și aspecte utile pentru fiecare companie din toate industriile. So as we said at the beginning, every company is unique. We believe every group will use this book in a unique way to support their needs.
Deci, cum am menționat la început, acest ghid este unic, la fel cum este și fiecare companie unică și fiecare beneficiar va folosi într-un mod unic și individual acest ghid. And finally, this guide is designed to be a living book. It will change over time. Și pe final este important să menționăm că acest ghid este un document viu care va fi continuu actualizat. Because of that, we welcome feedback from all of you and your organization because we intend to improve this as we go forward. În acest sens, noi așteptăm feedback-ul și opinia dumneavoastră și a organizațiilor cu care lucrați, pentru că scopul nostru este să-l îmbunătățim pe măsură ce mergem înainte. Okay. Thanks, Liliana, for the time to speak. Go ahead and show the guide. Mulțumesc frumos, David. Thank you, David, for your intervention. Vă mulțumesc tare frumos și acum putem să trecem la prezentarea propriu-zisă a ghidului. Înainte de a porni prezentarea și a merge în detalii, vreau să vă prezint un video și să menționez cel mai important aspect al acestui ghid. Elaborarea acestui ghid și lucrul asupra lui a fost un proces participativ. Deci noi am implicat în jur de 13 părți interesate, printre care organizații de dezvoltare, organizații de suport pentru întreprinderile mici și mijlocii, antreprenori, organizații care se ocupă cu educația antreprenorială, business training-uri, antreprenori profesioniști și în așa fel noi am colectat toate opiniile, pe de o parte. Pe de altă parte, timp de 4 zile, în luna martie, noi am făcut consultări publice la Cahul, la Belz, pentru regiunea Nord, inclusiv pentru municipiul Belz și în Chișinău am consultat în jur de 100 de persoane, printre care antreprenori cu experiență, tineri care vor să-și lanseze o afacere, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ și al organizațiilor de suport. În așa fel, noi ne-am asigurat că conținutul pe care noi l-am prevăzut și l-am gândit este actualizat și este ajustat conform nevoilor reale ale potențialelor beneficiari. În acest sens, eu acum voi face o prezentare, voi partaja ecranul și vă voi arăta un video de la consultările noastre publice și opiniile participanților. Un moment. Un moment, vă rog, logistic. Eu am pregătit tot, acum să găsim video-ul. În cadrul Alianței Tinerilor Mici și Mijlocii din Moldova, am realizat cât de important este pentru un antreprenor să aibă care îi prezintă o imagine la scară largă despre cum să-și lanseze și reușește afacerea. Pe parcursul a 3 zile am lucrat intensiv în 4 ateliere de lucru, care s-au desfășurat la Cahul, Chișinău și Belz, unde am reușit să adunăm antreprenori, viitori antreprenori, reprezentanții instituțiilor care lucrează cu antreprenori și să discutăm asupra conținutului ghidului care urmează să fie elaborat în următor, iar în cadrul acestor ateliere am avut rolul de a facilita discuțiile cu participanții privind îmbunătățirea ghidului de lansare și dezvoltarea a unei afaceri aici în Republica Moldova. Dacă pornim de la propria idee, de la propria experiență, aș putea spun că este binevenit, pentru că odată ce ai în cap o idee și dorești să o aplici, trebuie să te consulți cu cineva. Și trăim într-o societate, spun mai egoistă, care foarte puțin sunt de acord ca să-ți apoi
consultații, sprijin, idei, ce trebuie să faci, cum trebuie să faci. Și în cazul dat, ghidul este binevenit, pentru că copiii, viitorii absolvenți, viitorii antreprenori, ar putea să-l consulte, dar chiar și antreprenorii deja care s-au manifestat putea să ei pot să-l consulte, să vadă ce fac bine, ce este rău, poate ceva să mai modifice în activitatea asta, poate mai vine vreo idee. Eu fi chiar zi mă întâlnesc cu necesitățile persoanelor care dezvoltă afacere sau care vor să dezvoltă afacere. Pot aici sunt anume, putem să facă, pas cu pas, nu se mai merge mai departe. Asta așa, analizează, complicat, pentru că se poate antreprenor, dar nu este chiar așa. De parcurs face parte de la ca să ajungi să dezvolți o parte, ca să ajungi la internaționalizare. Au nevoie de asistență, am noi începători și până la 3 ani. Conținutul ghidului pe care mi-a discutat azi mi s-a părut foarte util, fiindcă dacă când eu am inițiat afacerea, eu cred că trebuie să-l fiecare pagină, să o analizez și am zis. Am avut dacă îți fie privitorul pe viață, fiindcă sunt teme acolo care îmi pare important și pe parcurs până la afacere. Nu poți să știi totul și pentru mine nu găsesc tare multe lucruri care aș vrea să aștept ghidul. Eu cred că acest ghid va fi foarte util, că este care în consumul foarte desfășurat și va avea un foarte frumos la tineri antreprenori. Este un instrument în care antreprenorii găsesc în permanență răspunsuri la întrebările cu care se confruntă. Ceea ce ține de lansarea afacerii, cadrul juridic, aspecte ce țin de resurse umane, resursele financiare și ceea ce este mai nou, ceea ce nu se regăsește la alții, cum ar fi achizițiile publice, avantajele pe care le au antreprenorii prin aderarea la parcuri tehnologice, foi incubatorilor de afaceri și multe alte aspecte care cred că sunt foarte utile. Ca informat este în normal. Trebuie să fie ghidul acesta, să fie atât cât plusul, atât și minusul date la afaceri, la fondarea, la întreprindere, la gestionare. Ceea ce am avut astăzi a fost foarte fain, pentru că văd că acest ghid o să aducă foarte mari beneficii tinerilor antreprenori, pentru că va răspunde la foarte multe întrebări care țin exact ce trebuie să faci, la ce publicare și plus că deja dacă am decis să fac, știu deja ce vreau să fac și cum vreau să fac, ghidul mai departe iarăși este mâna mea dreaptă care îmi va arăta că deja după ce am făcut ce am făcut, care vor fi următorii pași, cum îmi dezvolt echipa, cum îmi dezvolt mai departe afacerea, ce plan de marketing ar trebui să implementez, ce idei vor veni și vor duce ceva colaborare dintre mine ca lider, ca șef și ceilalți angajați. Deci este un ghid care, cred că, cum și-am spus atunci, vă pun la dreapta între angajatorii. Sper că ați vizionat alături de mine acest video și ați observat care erau opiniile antreprenorilor cu experiență și nevoia lor de a avea un ghid practic, un ghid util, o călăuză la început de cale, atunci când sunt foarte multe lucruri necunoscute pentru un antreprenor, iar provocările sunt foarte mari. Acum eu voi face prezentarea propriu-zisă a ghidului. Deci,
Cum am spus, Ghidul Întreprinderilor Mici din Moldova este o publicație și un, în cadrul unui proiect susținut de Biroul de Cooperare al Elveției. Și acum voi prezenta prin ce este ghid unic acest ghid și ce este el. Deci, în primul rând, acesta este un instrument practic de lucru într-un limbaj foarte accesibil și aici vreau să menționez că tonalitatea vocii, tonul vocii, cum se practică așa termen în termenii de copywriting și stilul în care este scris un text, are o tonalitate foarte aproape pe înțelesul unui antreprenor, foarte ușor de înțeles și undeva poate chiar cu umor. Este într-un limbaj accesibil și ușor de înțeles. Este o foaie de parcurs orientativă, cum am spus de la început și cum a menționat și David, nu este neapărat un instrument care prezintă foarte detaliat și foarte tehnic și nu are menirea de a transforma un antreprenor în contabil sau în jurist, dar are menirea de a-l ajuta pe antreprenor să înțeleagă cum să discute cu un contabil, ce informații să solicite de la juriști, care să fie atitudinea sa în raport cu toate instituțiile statului, care este atitudinea sa și conduita sa în raport cu cadrul de reglementare, în raport cu angajații și prezintă o imagine de ansamblu pentru antreprenori atunci când pornesc pe calea antreprenoriatului. Este un consultant al antreprenorilor la orice etapă de activitate. Deci, cum a menționat și David, acesta este separat pe două capitole și în dependență de etapa în care se află afacerea sau tipul de problemă pe care sau de provocare pe care o are afacerea, acest ghid poate servi ca un set de instrumente și la fiecare etapă poți extrage din el instrumentul necesar pentru ca să poți găsi informația sau răspunsul la întrebarea care te frământă. Foarte specifice, de exemplu, pe controale sau pe parcurile IT. Noi toate ne-am străduit să le incorporăm în acest ghid și ne-am dorit ca în timp acest ghid să devină un fel de ghișeu unic, dacă se poate așa de spus, sau one-stop shop pentru toată informația necesară unui antreprenor atunci când desfășoară o afacere. Cum am menționat la început și am arătat video, este primul ghid consultat public și primul ghid elaborat într-un proces participativ. Am consultat antreprenori din diferite domenii, am consultat 13 organizații de suport din domeniul business-ului, reprezentanții instituțiilor de stat, când am fost în regiunile Centru și Nord, au fost mai mulți consilieri de la secția raională, din Cahul și din Bălți, de la Camera de Comerț, de la incubatoarele de afaceri, de asemenea studenți și tineri. În cadrul atelierelor de lucru, noi am pus la dispoziție tot conținutul ghidului și am făcut, prin discuții de grup, practic am dezbătut fiecare capitol al ghidului și fiecare conținut și informație care era prezentată acolo. În așa fel am putut să vedem care sunt avantajele ghidului și să adaptăm informația pentru ca ea să fie utilă la etapa incipientă de afacere, la etapa de dezvoltare, am acumulat idei de îmbunătățire, unele din ele deja le-am implementat, altele urmează a fi implementate pe parcurs. Deci noutatea care este adusă în acest ghid este modelul Lean Canvas, care este un model de analiză și de planificare foarte eficient, care ia foarte puțin timp. Este aplicația Centru, după cum am menționat, care este foarte bine folosită în SUA pentru antreprenori începători și sunt câteva elemente în ceea ce privește lucrul cu echipa, este instrumentul MBTI și instrumentul celor 6 pălării gânditoare. Nu mă voi duce foarte mult în detalii, toate informații și în detaliat pe aceste subiecte pot fi găsite în ghid. Deci noi ca asociație ne asumăm ca să asigurăm sustenabilitatea și utilitatea acestui ghid pe parcurs. Noi îl vom completa și îl vom aprofunda cu conținutul cu subiecte noi.
Noi vom adăuga studii de caz pentru fiecare compartiment și continuu vom actualiza conținutul. Autorii și contribuitorii ghidului sunt David Smith, care a fost editor principal, este Andrei Jizdan, expert pe domeniul fiscal și contabil, Yuri Cicibaba, care este expert pe domeniul fiscal și legal, și coautor este Matthew Rutter, care are experiență de training-uri și de suport informațional și educațional pentru antreprenori și start-up-uri în Republica Moldova. Aducem mulțumiri speciale avocatului Alexei Gherțescu și Centrului de Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri, care ne-a oferit suportul pe parcurs pentru a face editarea ghidului și pentru a organiza atelierele de lucru. În acest sens, asta este informația pe scurt ce am vrut să spun despre ghid și acum voi trece la... Deci, un moment... Așa. Deci, eu la final noi o să deschidem sesiune de întrebări și răspunsuri, dar până atunci eu din nou voi face share screen și vă rog tare frumos dacă pe parcurs aveți întrebări sau comentarii, puteți să scrieți în chat. Eu acum voi deschide pagina web a AIM și voi prezenta unde poate fi găsit acest ghid. Deci, inițial, noi ne-am propus, înainte de pandemie, noi ne-am propus ca acest ghid să fie în editură printată. Eu am o copie aici, iată, arată cam așa, ca un manual de lucru, pe care ne-am propus să-l printăm și să-l distribuim, în special organizațiilor de suport, dar din motiv că acum s-a schimbat foarte mult contextul și practic toți am trecut pe metode de lucru digitale, noi am făcut versiunea digitală a ghidului și am prezentat-o pe pagina noastră în toate trei limbi, unde ea poate fi descărcată și poate fi, cu care se poate de lucrat. Eu acum voi face din nou share screen și voi merge la pagina web a AIM ca să vă arăt unde puteți găsi ghidul și cum puteți lucra cu el. Deci pe pagina web a AIM avem în panelul de meniuri avem SME Handbook, pentru că noi site-ul inițial este în limba engleză. Aici avem ghidul în română, ghidul în engleză și ghidul în limba rusă. La mine este deschisă pagina ghidului în limba română. În momentul în care apăsați descărcarea ghidului, ghidul va fi descărcat în format PDF. Și îl puteți rula. Deci cel mai important lucru, noi ne-am străduit pe cât posibil acest ghid să fie foarte actualizat și foarte digital în contextul actual. El are QR coduri care te duce la documentele de lucru de la noi de pe site, inclusiv foarte multe hiperlinkuri și legături, linkuri active, care te, în momentul în care ai anumite întrebări, poți trece de la o informație în alta, de la un capitol în altul, ca să poți foarte ușor naviga peste toată informația care este prezentată în ghid și referințele active. Dacă ne deplasăm mai jos pe pagină, sunt prezentate care sunt principalele aturi ale ghidului, că este concis și util, este practic și accesibil, creat în mod participativ, tradus în trei limbi și actualizat continuu. Și practic, la final, noi avem o casetă specială de dialog, unde antreprenorii pot asista asistența pe de o parte sau pe de altă parte ne vor putea transmite pe parcurs feedback-ul, opiniile, nevoile cu care se confruntă, pentru ca noi să le luăm în considerație și permanent, într-un mod constant, să actualizăm acest ghid. Deci, cum am menționat, ghidul poate fi găsit pe pagina AIM în toate trei limbi, poate fi descărcat.
De asemenea, prin QR coduri el poate fi citit și în telefon, poate fi văzut, poate fi ușor navigat. Noi vom printa până la urmă totuși câteva copii pe care le vom distribui organizațiilor de suport. În acest sens, eu îi salut pe colegii care sunt în incubatoarele de afaceri, business hub-uri. Vom lua legătura cu dumneavoastră separat pentru ca să vedem care este nevoia, cam de câte copii și exemplare vă putem transmite, pentru ca să fie în biblioteca organizației dumneavoastră atunci când vin antreprenorii să-i puteți să-i ghidați pe această cale. Prezentarea noastră se apropie de final, până trece la ședința de sesiune de întrebări și răspunsuri. Eu vreau încă o dată să mulțumesc foarte frumos Biroului de Cooperare al Elveției pentru suportul în acest proiect. Vreau să mulțumesc foarte mult contribuitorilor la acest ghid și partenerilor care ne-au ajutat, CEDA, avocatul Alexei Gherțescu. De asemenea, vreau să mulțumesc la toți stakeholderii și părțile interesate care ne-au oferit suport și ne-au oferit comentarii asupra ghidului, cum este Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor și Mici și Mijlocii, doamna Costin, doamna Vicinco de la People in Need. Am avut și dialog cu reprezentanți de la Corpul Păcii. Vreau să mulțumesc foarte mult la toți participanții care au fost prezenți la cele patru sesiuni de ateliere de lucru, reprezentanți de la incubatorii de la incubatoarele de afaceri, de la organizații de educație și de antreprenoriat. Și pentru că, într-adevăr, au fost patru zile în care toți participanții au pus foarte mult suflet și foarte multă energie pentru a analiza și a procesa această informație și a veni cu idei de îmbunătățire. Eu acum vreau să deschid sesiunea de întrebări-răspunsuri. Să vedem dacă sunt întrebări în ceea ce privește ghidul, funcționalitatea lui, sustenabilitatea lui și orice tip de întrebări. Noi vă stăm la dispoziție. Puteți să scrieți întrebările în chat sau eventual este o opțiune ca să ridicați mâna, ca să vedem dacă... Deci doamna Costin vrea să ia cuvântul. Da. Costin. Da, vă rog tare frumos. Mulțumesc mult, Liliana. În primul rând, felicitări cu lansarea acestui ghid. Vreau să spun că am răsfoit și noi puțin acest ghid. Este foarte util, unul actual și cred că la îndemâna antreprenorilor, micilor antreprenori. Așa, reieșind din practica mea cu micii antreprenori, cred că acest ghid va fi o carte de masă sau, nu știu, de buzunar pentru micii antreprenori și ei aici vor găsi foarte multe răspunsuri la întrebările care îi frământă zi de zi. Și uneori ele sunt întrebări foarte micuți, dar nu-i de voie să facă un pas înainte, cum ar fi și fiscalitatea și raportările, de chiar și de fel o formă organizatorică de alta, cum să faci, cum negocierea contractelor. Sunt multe chestiuni foarte mărunte din viața unui mic antreprenor, care el nu poate să le știe pe toate. Și sigur că este o binevenit acum, chiar în situația și post-COVID, foarte bine ambalat, structurat și cu posibilitatea de descărcare, de citire, de toate posibilitățile. Folosind acest format, vreau să spun că noi toți suntem într-o cooperare cu GIZ-ul și de grabă va ieși și ghidul de finanțare a afacerilor. Iarăși, complimentar acestuia, pentru că nu este nimic de prisos sau mai mult decât ar trebui unei companii. Ei trebuie să știe și despre toate sursele de finanțare, despre posibilitatea și pașii spre o finanțare. De exemplu, dacă e grant sau dacă e credit sau dacă e... Asta ce trebuie să facă antreprenorul.
Și sper foarte mult că aceste două ghiduri, ultimele, pentru că și în istoria Odimului, în 13 ani, am cu diferiți parteneri, am lansat diferite ghiduri, dar ele se pierd actualitatea, se schimbă politica fiscală, se schimbă foarte multe, se schimbă și chiar, nu știu, piața și necesitățile și clienții și, iată, COVID-ul ne-a dat tot peste cap și s-a schimbat absolut tot. Noi trecem mai mult la digitalizare, încercăm să ajutăm antreprenorii. Sper că aceste două lucrări, ghidul întreprinderilor mici și ghidul de finanțare, o să fie, iată, pe perioada următoare, o să fie cărțile sau, nu știu, îndrumările foarte importante pentru micii antreprenori, care poate nu tot timpul pot să participe la diferite evenimente, să intre, iată, să participe la instruiri, dar aceste două lucrări le vor ajuta să dezvolte o afacere cât de rentabilă și să prevină careva obstacole sau să prevină careva dificultăți în afacere. Mulțumesc! Succes! Doamna Costin, vă mulțumesc foarte frumos pentru intervenție. Într-adevăr, aveți dreptate că antreprenorii, atunci când pornesc afacerea, au foarte multe întrebări și foarte multe necunoscute și într-adevăr, unele din ele chiar împiedică să facă un pas înainte și să se dezvolte. Noi am auzit de ghidul care este finanțat de GIZ pe partea de investiții și accesul la finanțare. Suntem foarte interesați când acest ghid va ieși, să fim și noi prezenți, să cunoaștem, pentru că practic acest ghid poate fi incorporat sau cel puțin în ghidul nostru poate fi transmit surs direct către acest ghid, pentru că și în contextul și până la COVID, dar și acum accesul la finanțare întotdeauna este și a fost una dintre cele mai importante subiecte în orice afacere. Noi vă mulțumim foarte frumos și sperăm să putem colabora fructuos pe acest ghid ca să fie și un instrument și pentru ODIM transmis antreprenorilor. Vă mulțumesc tare frumos! Vă rog frumos, colegi, dragi participanți, dacă mai aveți întrebări, puteți să scrieți în chat sau să ridicați mâna pentru ca să vă pot oferi cuvântul. Vă rog tare frumos, pe o scară de la 5 la 10, cel puțin în comentarii să ne scrieți care este opinia dumneavoastră despre acest ghid, cum v-a părut ideea, cât de util credeți că va fi pentru voi, pentru ca să avem măcar un feedback. Acum cu partea digitală a lucrurilor este foarte greu să moderezi un eveniment și să discuți când nu poți să vezi la ochi pe toți participanții, să le vezi expresia feței sau să poți comunica direct cu ei. Așa că orice opinie a dumneavoastră este extrem de utilă și valoroasă pentru noi. Dacă îmi permiteți, doamna Leliana? Da, vă rog. Bună ziua! Bună ziua! Este închis chat-ul, am vrut să scriu pentru că sunt viitor antreprenor la început de cale și... Aha, cum s-a deschis în sfârșit? Da, eu l-am activat. Aha, mersi. Deci am vrut să menționez faptul că în timpul ce dumneavoastră mi-ați arătat de unde putem să descărcăm ghidul, am și reușit să-l descarc, m-am uitat peste el și chiar vreau să vă mulțumesc pe această cale pentru că este foarte greu, deci noi inițial nu știam ce formă juridică ne alegem, cum facem, cum procedăm, adică ce trebuie să prezentăm la fiscale, ce trebuie să prezentăm acolo, cum să facem, să înregistrăm ștampila și așa mai departe. Și după cum mă uit pe acest ghid, este destul de detaliat, destul de bun, de bine pus la punct, sugestii, ce trebuie să știm în diferite cazuri sau situații în care ne nimerim, să zicem așa. Țin să vă mulțumesc mult și baftă multă, multă. Deci noi cu nerăbdare și nesață, eu personal o să-l citesc și o să studiez. Vă mulțumesc mult! Și eu vă mulțumesc tare frumos, doamna Elena. Într-adevăr, ce vreau să menționez, ghidul probabil nu va prezenta, cum am spus de la început, foarte detaliat, dar în același timp el conține practic toată informația pentru ca să ofere o imagine de ansamblu, în așa fel ca antreprenorul să se poată iniția pe anumite subiecte și să știe unde să caute mai departe, dacă este cazul. Eu vă mulțumesc foarte frumos și vă doresc succes în lansarea afacerii dumneavoastră.
Mulțumesc. Dragi participanți, dacă mai sunt, noi primim acum în comentarii, dacă cineva vrea să mai ia cuvântul sau să adreseze o întrebare, vă rog foarte frumos să faceți acest lucru, pentru că noi ne apropiem de final, de finalul evenimentului nostru, de finalul de prezentare a ghidului, dar abia începutul în ceea ce privește distribuirea lui, prezentarea lui, pentru că în lunile care urmează foarte activ vom distribui acest ghid către toți partenerii care sunt organizații de suport în afaceri, către instituțiile de învățământ care educă antreprenori sau au obiecte în ceea ce privește dezvoltarea și educația antreprenorială. De asemenea, el va fi foarte activ distribuit către rețelele sociale, către tot grupul țintă care vor să-și lanseze o afacere antreprenori sau antreprenori în primii 3 ani de activitate. Deci limba este o întrebare referitor la limbi. Ghidul este în limba română, engleză și rusă. Pentru Transnistria, din păcate, la moment nu putem să adaptăm pentru că nu cunoaștem care este cadrul legal și de reglementare în Transnistria. În același timp, cum ați văzut, ghidul este separat în două capitole mari. Unul dintre ele sunt instrumentele în afaceri, iar instrumentele în afaceri sunt foarte aplicabile și pentru Transnistria, în orice zonă a lumii nu te afla. Este aplicabilă această informație pe de o parte. Pe de altă parte, dacă ești antreprenor în Transnistria, dar vrei probabil să ieși la export sau să-ți diversifici, să dezvolți afacerea, este nevoie să ai o afacere înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova și în acest caz capitolul ceea ce privește ABC-ul afacerii în Moldova poate fi util. Dacă este posibil și un link de acces mai rapid, aș fi recunoscătoare. Vă rog tare frumos, doamna Cazacu, să intrați la noi pe pagina AIM. Eu acuși vă dau imediat... O să dau colegilor unde se descarcă ghidul, deci pe pagina AIM, iată așa, aici poate fi descărcat în toate 3 limbi. Dacă o să intrați, puteți să descărcați ghidul în toate 3 limbi. Dacă mai sunt întrebări, eu cred că noi apropiem de final evenimentul. Vă mulțumesc foarte frumos la toți pentru opiniile dumneavoastră și pentru feedback-ul care ne l-ați oferit. Noi, ca Asociație pentru Suport a Micului Business, suntem alături. Activitățile noastre, pe lângă partea de educație, sunt suport în dezvoltarea afacerii, este suport pe partea de politici, advocacy, în raport cu instituțiile statului. Noi vă îndemnăm și vă încurajăm să fiți alături de noi, să urmăriți pagina noastră web, să urmăriți pagina noastră de Facebook, pentru ca să fiți alături cu toate noutățile pe care le avem, cum va evolua procesul de distribuție a ghidului și cum va fi actualizată informația. Vă rog foarte frumos să fiți proactiv și implicați atunci când vedeți din piață, din actualitate, din realitatea în care sunteți alte nevoi, pentru ca noi să putem să adaptăm informația și activitatea noastră la nevoile antreprenorilor. În acest sens, eu vă mulțumesc foarte mult la toți participanții care ați fost astăzi prezenți, vă mulțumesc frumos pentru timpul dumneavoastră. Noi de acum vom lua legătura separat, vom transmite un e-mail după asta care va avea link-ul și toate referințele pentru a descărca acest instrument, dar și pentru a fi la curent cu toată activitatea IM. Eu vă mulțumesc tare frumos la toți pentru participare și pentru implicare. Vă doresc o zi frumoasă în continuare și succes în activitatea pe care o desfășurați. Vă mulțumesc frumos și la revedere!